că în ungherul tare stă străbunica tare, să le chipuim chipurile feței lor cu 150 de ani în urmă, în această noapte se rugau, îl slăveau pe Dumnezeu și se rugau, Doamne, dă-ne sănătate, Doamne, dă sănătate copiilor mei, dă, Doamne, sănătate generațiilor care vin, să le închipuim acele fețe și ale lor sfinte rugăciuni ne-au adus până la acest jubileu. Nu se mai repetă. A 150-lea Paște, pentru o clipă să ne închipuim generația de atunci, generația de astăzi, care stă la rugăciune în această Sfântă Biserică. Cum spune într-o poezie, și un vânt abia plătinitor șoptește din văzduh cuvinte, e glasul celor din morminte, e zgomotul zburărilor, și pomii frunzele își coboară, căci Duhul Sfânt prin aer zboară. Ce facem noi când îi pomenim? Ce facem noi când ne rugăm? Îi îndemnăm și pe ei să fie rugători pentru noi. De aceea, în această Sfântă zi, vă fericit îndoit, vă fericit pentru că tăria credinței acestor creștini din această localitate, tăria credinței lor au păstrat această Sfântă Biserică ca să se slujească neîntrerupt. Și Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel au fost acei ocrotitori care au văzut rugăciunea, care au văzut dragostea și atitudinea acestor creștini și a lăsat acest lăcaș printre cele 192 de lăcași care slujau în Moldova câțiva, cu 20 ceva de ani în urmă, care slujau, iată că și această Sfântă Biserică înălța permanent rugăciuni pentru toți creștinii, pentru toți cei creștini apropiați și mai îndepărtați, poate ale lor sfinte rugăciuni au făcut ca să se întoarcă timpul și să se deschidă și celelalte sfinte biserici. De aceea, în această sfântă zi, să ne amintim, să ne salutăm cu această salutare veche, cu această salutare strămoșească, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Râvna tuturor creștinilor, dragostea și atitudinea creștinilor întotdeauna au purtat pașii spre acest Sfânt Lăcaș. De aceea, iubiți credincioși, în noaptea aceasta, când am încurorat Sfânta Biserică, când am ajuns în fața ușilor Bisericii, am ascultat Sfânta Evanghelie, unde Mântuitorul s-a arătat femeilor mironosițe și care a fost primul cuvânt a Mântuitorului. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Iar lor, părându-le se crește grădinară, părându-se că este un slujitor al acelui cimitir, s-au adresat ca unui om de rând, însă Mântuitorul a spus, bucurați-vă! Să ne bucurăm! Această binecuvântare a femeilor mironosițe din acea noapte se răsfrânge și asupra noastră, a tuturor, pentru că bucuria aceea este veșnică. Bucuria aceea este neîntreruptă. Bucuria aceasta că avem posibilitatea să ne rugăm. Că avem posibilitatea să vedem lumina soarelui. Că avem posibilitatea să ne trudim în această viață, să facem fapte bune și la sfârșitul vieții să ne rugăm Bunul Dumnezeu ca să auzim aceleași cuvinte care le-am auzit în această noapte în ușa bisericii. Bucurați-vă! De aceea, bucuria aceasta să se răsfrângă nu numai asupra celor care stăm în acest Sfânt Lăcaș, dar și asupra celor care sunt mai îndepărtați, undeva mai departe, din familiile noastre, să le ducem această bucurie a învierii și oboseala aceasta din această noapte este o oboseală de câștigare a Împărăției Cerului. Este o oboseală de bucurie, o oboseală care ne apropie de Bunul Dumnezeu.
De aceea vă felicit încă o dată. Și vă doresc ca Bunul Dumnezeu să ne dea liniște și plătească. Să aud din nou în lume zângănit de arme. Să ne ferească Dumnezeu de aceste nepaste. Dar pentru ca să ne ferească, trebuie să facem noi bine. Trebuie să facem noi, să avem o atitudine creștinească. Să avem o atitudine față de mântuirea sufletelor noastre creștinească. Și atunci vom dobândi neapărat Împărăția Cerului. Peste câteva zile, mai puțin de o lună deja, pe data de 10 mai, vom petrece această sărbătoare de 150 de ani al acestui Sfânt Lăcaș. Pentru că suntem în această biserică, pentru că suntem într-un an jubiliar, ceea ce facem noi anul acesta, ce petrecem noi anul acesta, a 50-a Duminica Mare, a 50-a Înălțare la Cer, a 50-a Adormirea Maicii Domnului, a 50-a Naștere, a 150-a. Deci toate 150. Deci este un an jubiliar. În acest an să ne bucurăm. În acest an să ne plecăm genunchile noastre către Bunul Dumnezeu și să cerem ajutor și binecuvântarea strămoșilor noștri care zac aici, în preajma bisericii și în fața cărora, ori de câte ori ne adunăm, venim și ne rugăm Bunul Dumnezeu ca și ei să fie rugători pentru noi. Aduc mari mulțumiri în această Sfântă Noapte coriștilor, copiilor. Ați cântat foarte frumos. V-ați străduit copiii tineri. Copiii care ați dat slavă lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va răsplăti la timpul cuvenit, la momentul cuvenit, cu harul Său, pentru că ați cântat din dragoste, din plinătatea sufletului, din plinătatea dragostei, atitudinii creștinești față de Hristos, Cel înviat din morți. Și atunci când cântați adevărata înviat, adevărata înviat, adevărata înviat, mărturisiți învierea lui Hristos. Sau, eu repet întotdeauna, prin pomii ce ripiți și când văzduhul plin de un roșu soare și salci din albă floare, e pace în cer și pe pământ, răsuflul cald al primăverii, adus a zilele învierii. Și cât de frumos lăsat, creștinii vin trecuți din vare și doi de se întâlnesc în cale, își zic Hristos a înviat. Pe deal se sui încetrișor, neveste tinere și fete, bătrâni cu iarna vieții în plete. Și încet în urma tuturor, vezi șovăind câte o bătrână cu micul ei nepot de mână. Cât de frumos, spunea poetul, descria această noapte a învierii, căci așa suntem noi. Venim cu greutățile vieții noastre, venim cu greutățile care le avem zi de zi, dar toate le lăsăm la o parte, și venim ca să ne bucurăm împreună cu Mântuitorul, să fim la umbra Mântuitorului, să fim la umbra crucii, să fim sub acoperișul acestui Sfânt Lăcaș, care, cum iarăși același poet spune, e liniște și din altar cântare în stihuri repetate, departe până în văzi strebate și clopotele cântă rar. Ah, Doamne, să le auzi din vare, cum râda drag și plânga jar. Râda drag, când biserica e plină, plânga jale, când noi neglijăm cu cele sfinte. Și iată această neglijență, clopotele ne-o umple prin sunetul lor, chemându-ne la rugăciune. Să ne adunăm în biserica noastră, să ne rugăm după datina străbună, să ne salutăm și să ne îmbrățișăm unul pe altul și să iertăm celor care ne-au greșit, sau care poate i-am obișnuit cu ceva, să ne cerem iertare. Să iertăm totul pentru înviere. Așa se spune în cântările bisericești în această noapte. Pentru că învierea lui Hristos este dragostea, este împăcarea, este liniștea, este împăcarea cu destinul nostru care ne este dat de Dumnezeu pe acest pământ. De aceea, iubiți credincioși,
vă felicit încă o dată și vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate, iar sănătate. Sau cum spunea Părintele Cleopa, să vă înghită raiul. Să vă înghită raiul. O frumoasă expresie. Dar care, cine nu vrea să vadă raiul? Cine nu vrea să ajungă în rai? Toți cu toții. De aceea să ne rugăm Dumnezeu și acest blestem să se lege de fiecare. Să ne înghită raiul. Să ne înghită raiul de toți. Hristos a venit. Adevărat. Hristos a venit. Un moment ce ești.